Prieteni, bună seara! Astăzi facem sinteză politică împreună cu invitații mei, doamna Stella Jantoan, Corneliu Ciurio, Valeriu Pașa, experți și analiști politici. Bineînțeles că

și în general, dacă schimbările în Federația Rusă pe noi ne vor, ne vor afecta. Despre toate acestea vreau să discutăm, avem timp suficient. Haideți să începem cu știri de ultimă oră. Eu v-am întrebat înainte de pauză, nu toți au reușit să citească declarația pe care cei din pas au uh, emis către reprezentanții fracțiunilor parlamentare. Ei ieri au discutat domnul Popoșoi ieri în cadrul misiunii, a spus că pentru astăzi uh, îi invită la laнигу черпесяма чист от декларарез нуря локтру на fostкларику тим ora localни dar деклараация Пка компуссу чеден напарт акше солидар в дастака дрепти шир один актуала kriза политика je да 4. Чі бо Эдуардис pri три пунктистифор декларая деч декларацико приила невіт дилове парламент деура зе лесло 24 феbru дова тро парламент 1. Noi, deputații în Parlamentul Republicii Moldova, conștientizăm necesitatea dizolvării Parlamentului de legislatura 10. 2. În vederea realizării dezideratului prevăzut la punctul 1, ne angajăm să nu participăm, să nu asigurăm quorumul în cadrul ședinței ședințelor plenare, la care se va examina chestiunea cu privire la aprobarea programului de activitate al Guvernului Republicii Moldova și acordarea votului de încredere Guvernului. Și 3. Recomandăm președintelui Republicii Moldova să se sezeze Curtea Constituțională pentru constatarea circumstanțelor care justifică dizolvarea Parlamentului în prima zi după expirarea celor 45 de zile. Și B. Să stabilească după emiterea avizului Curtei Constituționale cu privire la constatarea circumstanțelor care justifică dizolvarea Parlamentului, data alegerilor pentru nou Parlament în prima zi de duminică după expirarea 60 de zile la emiterea decretului de dizolvare. Adică prima zi când va fi posibil de organizat alegerile să fie organizată. Uh, în, această, în această hotărâre mai este încă, încă o frază care mie mi s-a părut foarte important să citesc. Remarcăm că prezentul proiect nu este un act normativ și prin sine însuși nu produce efecte juridice. Ce efecte ar putea produce o asemenea de declarație Bine, astea sunt efecte exclusiv politice, astfel încât, eventual, unele partide care ar susține această declarație, era apoi ar încălca această promisiune, înseamnă că au mințit în fața întregii țări și urmează cetățenii să-i taxeze. Nu știu dacă asta reprezintă un pericol serios pentru o bună parte dintre partidele din Parlament. Uh, ei foarte des s-au comportat așa încât au dat de înțeles că nu mai au ce pierde uh, Inclusiv ceea ce am văzut în ultimele două zile după acea uh, decizie a Curții Constituționale Felul cum se poziționează mai multe partide parlamentare arată foarte clar că ei nu mai au ce pierde Ei înțeleg că șansele lor de a uh, accede în următorul parlament sunt egale cu zero Ei pot să voteze orice Aștia sunt oamenii care au votat condamnarea traseismului politic după care o bună parte din votanții acelei declarații uh, au părăsit, practic la o săptămână, unii dintre ei au părăsit propriile partide, uh, iar alții care au inițiat-o și au votat-o au făcut alianță, practic, au, au făcut majoritate în Parlament cu acei oameni care sunt traseiști. Ci, nu, adic, face no, un apel bine, la o asemenea bla, are șansă să intre în parlament. Nu, nu zic nimeni, da. dar o bună parte dintre partide înțeleg că nu au șansă să intre în parlament, sau cel puțin mm. unele poate să fie cu pierde, unele probabil o să crească scorurile, mm. dar foarte mulți deputați înțeleg că nu vor mai nu se vor mai regăsi în următoarea legislatură. Uh, e un fel de apel la bunul simț, rușine, dacă ea mai este. Dar asta poate să aibă efecte adevărate politice, domnule Pițură. Dacă semnează declarația toate partidele, cred că da, sigur că va avea impact politic, pentru că în cazul în care tu semnezi, deci te angajezi să susții acest parcurs de demitere, de mai bine zis, de dizolvare a Parlamentului și după asta te răzgândești. Asta, desigur, că va avea costuri politice pentru cel care se răzgândește. În politică, oamenilor nu le place când un polician se răzgândește la mijloc de drum. Eu cred că ne putem foarte multe cazuri să ne ducem aminte când politicienii se răzgândeau Doi ani în urmă s-a votat în Parlamentul Republicii Moldova de declarația privind stat captiv, caracter uh, capturat al statului. Nu, nu a fost anulată. Deci, nu a fost anulată, dar nici... Nu a fost anulată, dar cum do, pe, peste ceva timp s-au făcut coaliții cu cei care parcă au capturat statul. Mulți oameni s-au regăsit... A, da, da, mulți oameni s-au regăsit în majoritatea. nouă. Uh, mulți oameni au rămas în funcție, chiar dacă acele instituții au fost numite ca și instrumentele de capturare a statului. Deci multe Declarația a fost adoptată și asta n-a avut niciun efect. Eu vreau să înțeleg că asta este o, o soluție reală, doamnă Jântoan, sau, în general, vorbim în zadar și n-are rost tot asta. Eu înțeleg prin această declarație că asta și este foaia de parcurs care despre care a vorbit domnul Păpășoi. Ieri da, asta la și emisiune. Este. da? Sincer vorbind, m-am așteptat cu totul la altceva, dar. După mine arată mai mult o intenție de a merge pe cea de-a doua cale, adică care ar duce la posibilitatea dezolvării Parlamentului. Știm că conform articolul 85-a Constituției, gerile sunt stipulate, deci doar două căi pe care noi putem ajunge la alegeri anticipate. Asta atunci când Parlamentul nu, fun este, nu este funcțional în timp de trei luni, deci nu adoptă nicio lege, nu, nu se întrunește în ședințe. Și a doua, a doua cale asta este atunci când din două încercări Parlamentul nu votează candidatura prim ministrului Eu văd că Partidul PASA a pornit pe cea de-a doua cale, din câte înțeleg eu din această declarație, prin care se angajează să nu participe la ședințe. Deci asta ar însemna să nu asigure quorumul. Deci asta ar însemna că este Calea a doua, atunci când Parlamentul nu este funcțional. Nu, nu, nu. Eu nu, e eu altfel care... eu alt, eu da. am înțeles, pentru că chiar ieri, chiar ieri în timpul discuției. Se, se Merge pe ideea a două tentative ieșuate de numirea unui guvern respectiv nu prin respingerea formală în Parlament, dar prin neconvocarea ședinței. Adică ședința se convoacă, nu are quorum, respectiv tentativa de numire a prim ministru. Da, te ședința din, Numai sau tentativa de numire a guvernului se consideră ieșoată și astfel o să fie două tentative ieșoate. Uh -huh. Ei fac referire la o decizie a Curții Constituționale precedentă, la o decizie a Curții de Constituționale da, care, a constatat că dacă lipsește quorumul, asta se consideră o tentativă eșuată. Deci ei vor să-i oblige pe deputați care vor adopta această declarație. Bună, roagă. Să roagă, Să-și asume public eu, angajamentul de a nu vota pentru da candidatul la funcție de prim-ministru care va veni în Parlament să-și prezinte programul și astfel să fie provocate alegerile anticipate. Problema este că noi se votează multe declarații. Deci cei care vor vota, poate pe urmă vor vedea candidatura și vor răzgândi. Eu nu cred că cineva va semna această declarație. Ei vor evita Eu cred că această declarație, dacă va fi semnată, va fi semnată de către Partidul PAS și poate Platforma, da? din solidaritate să zicem așa. Deși ei au spus că vor Deși, altă cale. Da, Văd altă cale da. dar nu cred că va fi semnată de celelalte partide parlamentare, fracțiuni parlamentare deoarece cum a și-a zis colegul Valeriu Pașa nu toate fracțiunile sunt cointeresate în aceste alegeri parlamentare anticipate, pentru că majoritatea din ei nu va intra, nu va accede în Parlament. Deci, din toate cele care sunt acum prezente și care nu vor aceste alegeri anticipate, cred că doar două din patru au, au șansele să acceadă în Parlament, dar cu, cred că, numărul de mandate mai mic decât uh, și-ar dori ei. Ceilalți, cum ar fi Pro-Moldova, cum ar fi Partidul Democrat, cum ar fi uh, pentru Moldova, dacă, chiar, dacă nu vor merge împreună cu Partidul Șor pe aceleași liste, nu au nicio șansă să acceadă în Parlament. Iată de ce uh, și al doilea moment este să nu uităm despre uh, acea ședință Nocturnă, atunci când s-a adoptat bugetul și politica fiscală, unde au fost stipulate o mulțime de interese de business a deputaților din, acum am acea majoritate neformală în Parlament, care vor să-și asigure cât mai mult timp aceste veniturile din acest business. Și eu cred că aici va fi, pentru ei, este întrebarea, cum zic rușii, vieții deci, și smerțe. Deci să-și piardă business-ul, pe urmă să fie trași la răspundere în nouă configurație a puterii sau acum să încerce să voteze prin diferite formule, dar totuși un guvern, fie el tranzitoriu, fie el term temporar, dar nu este nimic mai durabil decât temporar. Da, iată acum le propune tuturor spre votarea acestei declarații. Noi nu știm, vor vota, nu vor vota. Dar, ce puțin aparent, toate partidele din actual parlament vorbesc despre alegerile anticipate. Ieri în platou, tot toți își rupeau cam așa în piept. Toți. Uh, vreau să vă întreb, ita cum, uh, domnule Ciure, ita... Ce scuze ar putea ei pe urmă să găsească ca totuși să nu ajungă la anticipate, dar în același timp? Da. Să nu electoratului că noi v-am promis, noi facem, dar din anumite motive... Care sunt aceste motive? Vedeți, doamna Morari, perversiunea gândirii politice în Republica Moldova depășește uh, limitele proprii perversiuni a gândirii mele. Deci eu cred că ei au Hai, foarte... Noastră, totdeauna ați fost bun la bun, uh, dar în, nu... înțelegerea... Dar întotdeauna m-au surprins. Politicienii noștri desi și pe mine și pe dumneavoastră... Încercând să gândească pervers, domnul Ciura a devenit deja, de acum cu Un o pic pervers, dar mai pervers, am încă... Când... Politic, nu să asta Nu, politicienii ne surprind. Dar să încercăm să fim la fel de perverși ca politicienii noștri, asta am propuneți. Este clar că această declarație a PAS este intenția de a deconspira dorințele reale ale celorlalți deputați, pentru că PAS vrea alegeri anticipate. Acum ei le propun, spuneți sincer, vreți sau nu vreți spunând în această declarație, pentru că după asta urmează votarea în parlament, înaintarea candidaturii și votarea în parlament. Și eu cred că este o mișcare bună, un test al sincerității. Ce aș răspunde eu? Pentru că și eu intuiesc că sunt mulți deputați în Parlament care nu vor alegeri anticipate. Eu aș răspunde în felul următor. Și am auzit acest discurs la politicieni și nu trebuie să fii foarte pervers ca să-l inventez. Pentru a organiza alegeri anticipate avem nevoie de o perioadă de tranziție. Această perioadă de tranziție nu se va desfășura oricum, dar e. Bun. Va avea o anumită durată. Ar fi bine ca pe, pe această durată, având în vedere problemele existente, COVID-ul, criza economică, să avem un guvern totuși pleni potențiar, care își va asuma, așa ca în 2019, își va asuma angajamentul la un moment dat să-și dea demisia când se va constata că este necesar acest lucru. El a doua zi își dă demisia, cerută politic de Parlament, și după asta se reia această procedură și toți, în mod organizat, vor, uh, vor vota, nu vor vota, dar ulterior, altă dată. Next time. Da, nu vă pare că această altă dată nu, nu se va mai întâmpla niciodată? Eu admit acest lucru. Păi, nu, nu Noi vorbim, des 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 vorbim despre da, da, dar nu vă revoltați că noi vorbim despre uh, ceea ce ați numit gândirea perversă, dar ea este dictată de interesul politic al fiecărei formațiuni. Ați recunoscut că mulți dintre, multe dintre partide nu sunt interesate în uh, declanșarea alegerilor anticipate, deși spun contrariul. Păi. Uh, în, în condițiile acestea, ei vor fi nevoiți să inventeze niște pretexte pentru a nu semna această declarație. Și eu v-am dat un pretext, după mine el este, bun, mai mult sau mai puțin convingător, dar va trebui să fie explicat foarte bine de către ei. Domnul Pașa, eu dacă aș fi fost, eu mereu încerc să mă pun în locul politicienilor ca să înțeleg cum ei gândesc. Eu dacă aș fi fost acum în locul, de exemplu, socialiștilor care până acum asigurau guvernarea, eu cred că încep cele mai frumoase timpuri la care poate visa un partid. Ai scăpat de guvernare, poți să stai niște în Parlament, să strici jos, jos, corupților, hoților, incompetenților, onengiștilor, cum e cu sorosiștilor și așa mai departe, să reți cu degetul la toate, toate eșecurile lor, pentru că cel mai probabil vor fi și eșecuri, e imposibil pe fundal de o criză atât de mare să nu ai și eșecuri, să spui că toată răspunderea acum este în mâinile lor, în paralel să faci tot posibilul ca să fie blocaje la nivel regional, național, peste tot unde se poate, și atunci când Ratingul, doamnei Sandu, cei ce ne punem semnul de egalitate, poate, nu știu, greșesc sau nu, cu pasul, descriește suficient de tare, poate și merită de declanșat alegerile anticipate. Dar poate nu. În sens că eu, din câte înțeleg, acum doar de voință pe serimeul, depinde. Vom avea noi alegerile anticipate sau nu? Da, este... Doar de ei. Este 100% așa și de, de, de principiul de voința lor a depins de la bun început. În primul rând, eu aș vrea să nu uh, anticipăm niște lucruri. Uh, a apărut acea sintagmă în decizia de acum două zile a Curții Constituționale, uh, care spune că uh, nu poate fi dizolvat Parlamentul. Nu este cumva tranșant, dar asta deducem din acel text că nu poate fi uh, de, uh, dizolvat Parlamentul dacă președintele nu înaintează uh, un candidat la funcția de prim-ministru sau doi candidați de fapt două tentativi. În același timp... În sens că Parlamentul nu poate fi pedepsit pentru inacțiunea alte, alte instituții. Da, da, de stat. Uh, în același timp uh, rămâne în vigoare acea hotărâre a Curții Constituționale din decembrie 2015 uh, care uh, lasă foarte clar, te înțeles, că există probabilitate sau posibilitate, lasă loc pentru posibilitatea consumării a trei luni de zile, fără ca să fie consumată nicio tentativă de numire a guvernului. Iar la de trecerea acestui termen de trei luni, președintele este obligat să dizolve Parlamentul. Acea hotărâre rămâne în vigoare. Ea nu a fost revizuită de Curtea Constituțională. Eu personal, din, din interpretarea domnului Tanasie, care pe atunci era cu domnul Curții, am, am înțeles că, de fapt, ți-are în vedere că, totuși, procedura de numire a candidatului la funcție de prim-ministru trebuie să fie pornită în, acest, în aceste 90 de zile. Da, trebuie să fie pornită. Există un întreg, nu știu, o pânză da, de hotărârea Curții constituționale și prevederi ale Constituției care se leagă între ele. La acel moment, anul 2015, dacă vă zicem, nici nu exista acea procedură de suspendare a președintelui. Există această obligativitate a președintelui. Mai mult ca atât, dacă președintele încalcă această obligațiune, în mod vădit se, constituie, se consideră că își încalcă atribuțiile stabilite de Constituție, iar Parlamentul are o singură modalitate de a pedepsi președintele, să inițieze procedura de impeachment. Deci este o, o chestiune de asumare politică. Uh, actualul președinte, doamna Maia Sandu, din ce înțeleg eu, era gata să își asume această răspundere politică, riscând uh, să meargă în confruntare cu Parlamentul și să treacă prin această procedură de uh, impeachment care presupune vot cu peste două treimi în Parlament, iar la o lună referendum. Deci demiterea președintelui se face prin referendum de către popor și nici de cum de Parlament. Acum, Parlamentul inițiază această procedură. Uh, din considerentul ăsta, înțelegerea mea este că uh, doamna Maia Sandu preferă să nu înainteze niciun candidat, asumându-și răspunderea politică, înțelegând că, practic, orice candidatură nu a înainta, actuala componență a Parlamentului poate să-l voteze. Nu pentru că susține acel guvern, nu pentru că susține programul de guvernare, dar din simplu motiv de a perpetua aflarea lor în Parlament, care este disfuncțional, care nu face o majoritate, face doar majorități circumstanțiale, cu un singur scop de a prejudicia interesul public și banul public. Și, și dacă, uh, în timp ce este inițiată această procedură de impeachment, doamna Sandu este suspendată din funcție. Da, de, doamna Greceană ar putea să-și asume. Doamna Greceană devine președinte interimar, exact. înaintează candidatura la funcție de prim-ministru, prim-ministru este votat de către Parlament și își asumă. Și își asumă. Asta are politic. loc impeachment, nu are loc impeachment Niciodată. în sa, nu avem prim-ministru. Uh, își asumă această procedură. Mai, mai este încă un element, procedura între de impeachment, durează termenii, nu sunt foarte preciși, ei s-ar putea, uh, matematic, să nu reușească să uh, parcurgă întreaga procedură de suspendare până la uh, expirarea termenului de trei luni de zile. La fel cum în Constituție uh, și nici în hotărârile Curții Constituționale nu este nici de cum stipulat care este perioada în care președintele este obligat să desemneze uh, un candidat. Deci, într-adevăr, sunt foarte multe incertitudini. Acum, eu aș vrea să revin la început ce-ți spuneam. Acea hotărâre din 2015, care spune foarte clar că dacă timp de trei luni de zile nu este format un nou guvern, Parlamentul trebuie să fie dizolvat, este în continuare în vigoare. Există această sesizare uh, Scusați, a deputatului PSRM? Scuzați, eu doar vreau să mă clarificați. Eu luni am ascultat-o foarte atent pe doamna Domnica Manole, președinta exact. Curții Constituționale. Ea a specificat că nu există alte modalități pentru a Parlamentului, decât fie trei luni Parlamentul este nefuncțional, adică nu adoptă da. nicio, uh, nicio, nicio lege, lege. doi, uh, ieșoarea cel puțin două tentative de a numi candidat la funcție de prim-ministru. Altceva n-a fost specificat, oriuna, ori una, ori de de asta și menționez, sunt aceste două, uh, o decizie și o hotărâre care sunt ambele în vigoare, uh, eu presupun că uh, actuala componență a Curții Constituționale Va revizui acele hotărâri. Eu cred că este foarte bine venit această sesizare de interpretare pe mai multe puncte depuse de deputații PSRM ieri, pentru că, într-adevăr, Curtea Constituțională va avea oportunitatea să facă ordine și să aducă în concordanță propria jurisprudență și clarificări, astfel încât aceste situații să fie clare și pe viitor, pentru că nu ne referim doar la ceea ce avem acum. Eu consider că cel mai corect pentru doamna președinte ar fi să aștepte această interpretare, care eu nu cred că va dura foarte mult. Curtea Constituțională înțelege cât de important este să, să clarifice aceste subiecte și să vedem. S-ar putea ca noi ceva să nu fi înțeles. De asta este binevenită această clarificare. În cazul în care... Doamna președinte, va înainta orice componență a guvernului, dincolo de această declarație, care probabil va fi simplu sabotată, nici nu vor pune la vot ca să speli cumva pe mâini de ea. Va fi înregistrată și dată acolo undeva în secretariat și nu va fi pus Să, vot. Sau cineva va spune pentru ce trebuie de adoptat declarații spre dacă e clar ce prevede Constituția. Da. o să găsească motivații. Da. Eu cred că încă este posibil să ajungem în situații în care o să avem schimbări de guvern odată pe săptămână. O dată pe săptămână. Da, pentru că ceea ce spuneți cu blocaj la nivel local, asta sunt ei floare la urechi. Guvernul va veni în Parlament cu proiecte de legi pentru a-și implementa programul, Parlamentul, care are o majoritate foarte clară, chiar dacă nu este formalizată, va respinge aceste legi, guvernul nu va putea guverna va fi nevoit să meargă pe opțiunea asumărilor de răspundere, asumări de răspundere care fie vor pica pe moțiune de cezură, ceea ce implicit înseamnă căderea guvernului, sau pur și simplu nu va fi quorum și vor pica, deci țara va fi neguvernabilă. Noi nu vorbim de sabotaj, știți, de astea a, eu ușor. Propun, eu propun, asta e un subiect tare interesant pe care îl atins, propun să-l continuăm după o scurtă pauză, pentru că teama mea este că de fapt e asta și ne așteaptă. Timp de 2 ani. ус Даунфе дехаус политик липси диажоритекла де факт экзистенсуниммажоорите кларидар Ка дискскинува лограддарва сабота guнуши приденитемайсанду кар Вафаче чева пуття сафа дакапуття де Аста тякани штап нормто дој да сану afлам до покорто па поа романно. noi continuăm să discutăm cu Stella Antoan Valeriu Pașa și Corneliu Ciure. Iată Alexandru Slusăr, care ne urmărește acum, ne-a scris. Natalia, problema nu este în suspendare. Decizia Curții Constituționale din 6 august 2020 îl obligă pe președinte să desemneze candidatul. După trei luni, dacă doamna Sandu nu va înainta pe nimeni, pentru dizolvarea Parlamentului e nevoie de confirmare circunstanțelor pentru dizolvare. Dar lasă să facă referire și în declarație pe care o propun cei din pas. Dacă Curtea Constituțională nu confirmă aceste circunstanțe, tot să începe de la zero, cu 45 de zile. Riscăm să pierdem луннь шинко кисти вря те это uh, колгул ностру журналист Дмитру че uh, чиття запи игурдодонкаякомкаева клипе м, норма декларат ними ну плат да гарантийка ну ва у кандидатура ка савалта ну его са там функция де премьердарда персон купить компетента оркома часто дичизе сла консилировал республиканалписме порем пере персонала есть ну требует вот врем кандидата функция де пример которыйей ну nu vor să votăm un guvern al mai Dar asta este părerea personală de domnului Dodon, doamnă Jantoan. Dar poate partidul va decide altfel că e criză și trebuie de votat candidat. Care sunt șansele că noi, timp de doi ani, vom avea un guvern sau guverne care vor fi și niciun fel de alegeri anticipate, chiar dacă se Cum o să vedem ce gândiri perversă are doamna Nu, no, Eu că vreau să vă spun că uh, ultimul timp m-am... Uh, mi-amint așa o idee că Republica Moldova este ca anul nou. Că aici se întâmplă tot ce își dorește fiecare și tot ce este neverosimil să se întâmple. Deci, când faci o analiză și te bazezi pe niște termeni politologici, logică, oricum, ieși la niște soluții care n-ar trebui să, să fie rezultatul, de exemplu, cu tare sau cu tare. Dar în Republica Moldova totul este posibil și oricum ajungem la ceea ce este, se întâmplă ceea ce este mai neverosimil pentru toți. Eu cred că noi în viitorii 2 ani, dar nu mă apuc pentru viitorii doi ani. Să vedem ce va fi în viito viitoarele 2-3 luni. Cred că va fi acest ping-pong între Partidul Socialiștilor și a Coaliției care au o majoritate neformalizată în Parlament. Și apropo, vreau să spun că este acum cel mai eficient instrument politic această majoritate parlamentară neoficializată, pentru că orice guvern care va fi propus eh, temporar, tranzitoriu, care nu va fi, el va depinde de această majoritate neformală al ușor și al în, eh, în Parlament. Și atunci vom veni la acea situație despre care iarăși vorbește colegul eh, Valeriu eh, Pașa. Deci, noi, eh, ace această majoritate parlamentară poate să gestioneze procesele guvernamentale așa cum și le dorește. Poate să creeze blocaje, pentru că ei au aceste 51, chiar numai 51, ei au 56 de voturi. Eu cred că e sunt 80 adună, dacă Da, stai. în Parlament. Ei uh, vor votează asta, vor nu votează, vor creează blocaje. Nu degeaba Igor Dodon, după ce a pierdut alegerile, a spus că deja cum intră în acțiune în, în, în Maia Sandu, ca președinte a Republicii Moldova, pentru tot haosul care se va întâmpla, el va fi responsabil anume dumneiei. Deci, el atunci în noi ne-a avertizat că se planifică un haos, care haos va fi anume administrat de Partidul Socialiștilor și Partidul Șor, care sunt colegii lor de, de guvernare. Noi putem, putem, să avem și o variantă în care, și nu aș vrea să o exclud, chiar n-ar fi, ar fi că Igor Dodon, în oricare circunstanțe, poate să devină și el prim-ministru. Da, vedeți cum Maia Sandor putea să îl înainteze, chiar, chiar dacă va fi o majoritate de 51 de deputați care vor semna sub Numai dacă e formalizată. Dacă e formalizată. Dacă se formalizează mm. această... Și, nu, ne-a spus și Curtea Constituțională. dacă se formalizează, va respinge această propunere. Da, ea va respinge, Dar da? asta, în mod vădit, poate duce la declanșarea a procedurii de impeachment, care în mod evident va pica, deci referendumul de a președintelui va pica lamentabil, Uh, dar, în același timp, uh, va fi suficient încât speakerul Parlamentului, în cazul dat doamna uh, Greceană, să uh, numească un alt, uh, un alt candidat la funcția de prim-ministru. De ce neapărat un alt? De alt? Pe, Pe, bine, același. Pe același și același și Gordodon, da, în cazul dat. Da. Da. Eu cred că asta e singura uh, modalitate prin care PSRM ar fi gata să își asume oficial guvernarea, Uh, pentru că, unu, Igor Dodon a reușit să-și păstreze controlul de plin asupra partidului, doi, el este într-un vădit cont de umbră, popularitatea lui, vizibilitatea lui va scădea continuu, pentru că el nu are nicio funcție formală uh, conform căreia poate să-și asumi ceva uh, și posibilitatea de a deveni prim-ministru ar putea să fie și o monedă de schimb care poate să o vândă el la Moscova, astfel încât să accepte uh, curatorii săi din Federația Rusă, scenariile propuse de el. Pentru că astăzi eu înțeleg că ce a reușit să obțin Igor Dodon la Moscova, 1, acceptarea așa scrâșnind din dinți că el va rămâne unicul lider al PSRM și va controla partidul și doi, să poarte negocieri cu deputații controlați de Vlad Plahotniuc. Aici eu nu sunt absolut de acord cu doamna jean în formulare, deputații Șor, eu consider că Ilan Șor joacă un rol absolut secundar în toată construcția asta, astfel încât să amâni alegerile anticipate. Eu nu cred că Igor Dodon a negociat la Moscova opțiunea unei guvernări pe 2 ani de zile sau amânării alegerilor pe 2 ani, dar a negociat exact scenariul ăsta. Să împingă guvernarea în responsabilitatea mai Sandu. 1 astfel încât Parlamentul să blocheze guvernul, să-l facă nefuncțional, nepopular, respectiv, și să scadă ratingul mai Sanduș și a partidului afiliat ei, sau cumva care este asociat cu ea. Și iată, după ce mai scade ratingul și toate, sparg toate oalele în capul lor, undeva pe la toamnă să provoace pe srm alegeri anticipate. anticipată. Uh, dar eu cred că Igor Dodon înțelege foarte bine. O săptămână în urmă se discuta că la Moscova s-a ajuns la un fel un soi de un fel de, u, da. un fel de consens că alegerile anticipate ar trebui să aibă loc Atom. în octombrie. Da, și asta în octombrie. Exact a fost ceea ce și a dorit foarte mult Igor Dodon să obțină această amânare pentru toamnă. Iar la toamnă deja poate găsi alte soluții, așa cum ai mai făcut, și i-a convingi că am unui timp, hai la primăvară și pe urmă, ei, dar ce mai rămas până la alegeri ordinare? Asta este tactica tipică al ex-președintelui Igor Dodon. Aici sunt câteva Dar unde e aici necunoscut. Vlad Pentru că ai spus a, despre Vlad unde e aici, aici Vlad Pentru domnul Plahotniuc. Plahotniuc tot... dacă cineva a uitat, cine e Vlad În primul este, a... este peste tot, da. A, pentru el este important să rămână relevant în politica din Republica Moldova, cât mai mulți deputați el controlează în parlament, atât mai relevant este, cât mai decisivi sunt acei deputați, adică fără ei nu se poate face majoritate, atât mai mare este influența lui. Și o, cât mai mulți, inclusiv deputați în alte fracțiuni, care el nu le controlează direct, cum este, bine, el controlează direct pro-Moldova, el controlează direct pentru Moldova. Dar și în celelalte partide sunt oameni a, asupra cărora el are anumite instrumente de presiune. În momentul în care schimbă componența Parlamentului, în momentul în care chiar fracțiunea sa sau partidul afiliat lui, Partidul Ușor reintră în Parlament, influența lui chiar și asupra Partidului Ușor va scădea. Pentru că, spre deosebire de el, Ilan Șor va fi relevant, va deveni mai relevant. Deci el își trece oamenii în Parlament, dar Plahotniuc gata, nu mai este capabil să-și treacă oamenii în Parlament. No, dar dacă nu no, a spus domnul Pașa, că nu sunteți de acord cu mine că Șor este un actor de desinistătător. Acum de spuneți că el nu este relevant. Nu, el nu este desinistătător. Eu n-am spus că el nu este nu, și relevant. Și atunci, cum asta se... va fi? El votor de când deja vine Este, este un, o diferență principală. Șor a reușit să creeze un proiect politic care adună voturi. Plahotniuc nu reușește lucrul ăsta. El este toxic, tot ce se atinge el cade imediat la niște reticule minuscule. politic minuscuri. a creat Plahotniuc, ușor, da, -a și ajutat. Da. asta da, a fost un soi de a fost de proiect pilot, de văzut cum de funcționează, 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 funcționează bun, acest city da. voi marketing, da, la da, nivel da. politic, cu da, magazinii, da. cu tot. A, astea sunt discuții politologice lungi. Esențial este că astăzi Plahotniuc poate să mobilizeze în Parlament peste 30 de deputați, inclusiv cei din rămaș formal din Partidul Democrat, o să fii foarte fericit să unească cu oricine, numai să evită alegerile anticipate. Asta este realitatea. Eu nu exclus să asistăm și la un vrânsoi de spectacol prin care se vor produce niște rupturi în PSRM, poate chiar și în alte partide din Parlament, astfel încât să aibă loc o majoritate de adunătură cu platforma pentru Moldova, cu Pro-Moldova, cu PD-ul, poate cu transfugi din alte partide. Uh, cu agrementul liderilor acelor partide, astfel încât să adune peste 50 de deputați de adunătură își fac o sodio, o sodio, și să facă o... majoritate. Să de majoritate anticriză, pentru că Exact, da, da pentru, salvarea țării și care o să spun că neapărat Uitați, avem o, nevoie o, de anticipate. Deja a fost un președinte al țării Grududon, care apropo trebuie de specificat pe data de 2 februarie, după expirarea, aș, așa zis, ultimatum pe care l-au înaintat cei din PSRM. Uh, președinte Maia Sandu, vine la politică, sper că toate acestea vom discuta chiar cu, domn, uh, chiar cu domnul Dodon, dar iată ce a, a mai declarat el acum câteva clipe la un post de televiziune. El a chemat partidele de să facă front comun la anticipate. și vrea, vrea un fel de uh, bloc și propune simbol comun în stiluță. Pentru ce trebuie de discutat în public blocuri la alegeri anticipate? Special ca să fie sustrasă atenția de la faptul că ei își doresc cu totul altceva? Eu n-am spus că ei își doresc cu totul altceva. Ideea despre Dodon premier a fost vocifrată de doamna jean și susținută de domnul Pașa, dar cu jumătate de voce. Deci nu există nici măcar... Aici o certitudine cu privire la această acțiune. Este o acțiune ipotetică, da. care ar putea să se întâmple, ar putea să nu, nu se întâmple. întâmple din această cauză, eu noi vorbim despre alți deputați, în special cei din zona de influență a lui Plahotniuc, din... de pe dreapta, unii deputați de pe dreapta, care, care nu doresc alegerea anticipată posibil Partidul Democrat, și asta este logic, cum ar veni. Nu pentru că ei spun asta, dar pentru că noi așa le înțelegem intențiile lor politice. Dar, în ceea ce privește socialiștii, eu cred că ei sunt ceva mai relaxați din punctul ăsta de vedere și ei iau în calcul ideea anticipatelor, doar că noi nu știm ca în ce redacție și când și cum vor coopera ei cu. Asta este întrebarea, de fapt, crucială. Cum vor coopera socialiștii cu pas, pentru că a spus că de socialiști depinde, de socialiști și de pas? Iată, pas, revin la această declarație, propun un scenariu. S-a cerut pasului să vină cu, un, cu o cale, cu o foaie de parcurs. Iată, avem această foaie de parcurs logică și vom vedea care va fi reacția socialiștilor. Și dacă ei vor spune că ok, noi semnăm, chestia asta, nicio problemă, atunci. Toate aceste scenarii, alternative, pică și atunci... Um, Președintele țării Maia Sandu um, citate de Agor a declarat la un acum de la acum moră în urmă. Săptămâna aceasta nu voi desemna un candidat la funcție de premier. Săptămâna viitoare o să vin cu următorul pas pe care îl consider corect și care ar putea să ofere o soluție. Asta depinde de decizia parlamentarilor. Nu s-a schimbat nimic din momentul uh, în care am purtat discuții cu partidele. Dar care poate fi acest pas? Urmează să vedem. Uh, mă rog, am comunicat zilele trecute cu unii constituționaliști. Uh, unul dintre ei mi-a spus că ar mai exista totuși niște soluții, dar nu a deschis uh, cumva parantezele. Uh, asta spuneam. Și nu ei sunt perverși. Da, dar după... De... Deci, juri, clipă... sunt... Uh, maric, pentru ei este important formal să aibă deci, uh, uh, cuva, uh, fluență tot ceea ce după fac. Așa, Dar după decizia Curții de, de, din această săptămână, despre care alte soluții mai putem vorbi? Eu încă o dată repet. Chiar și această decizie nu a anulat formal acea hotărâre din 2015 și noi avem două interpretări a curții constituționale care se contrazic. De asta eu cred că e bine să, aștept, să aștepte toată lumea hotărârea de interpretare pe baza sesizării depuse de deputații PSRM ieri. Asta chiar o să ajute să lămurim toate aceste chestii și, toată, și să evităm orice acuzații și neclarități post-factum. Admit că într-adevăr scenariul de bază este că acea hotărâre va fi anulată din 2015 sau mai bine spus se face revizuită A, și se va spune foarte clar că nu contează cât timp trece, A, 45 de zile, două tentative, asta e procedura. Dacă nu vă place, asumați-vă. Nu exclud Curtea Constituțională să vină și cu o interpretare a termenilor, cât este, sau, mă rog, perioada de discreție a președintelui, cât timp are ca să desemnează un candidat din momentul în care guvernul uh, precedent a fost demis sau și-a dat demisia. Uh, pentru că, iarăși, nu este corect că să existe un fel, pentru că teoretic președintele poate să doi ani și să aștepte. Da. Da? Pentru că noi nu avem acest lucru da. în Constituție. Știți cum? Constituția a fost scrisă pentru uh, situații decente. Problema mare. De ce noi suntem în situația asta? Este în fapt că în Republica Moldova, la un an, când nici, nu vorbesc că au trecut doi ani deja, la un an, după alegeri, o bună parte din partide care au intrat și sunt reprezentate pe larg în Parlament, le scade ratingul în halul în care ei n-ar mai trece pragul dacă sunt anticipate. Acolo, de fapt, e sursa problemei. Dacă noi avem Partidul Democrat care a intrat cu cât cu 30 ceva de mandate, care mâine face alegeri și are zero, dar unde da. este? Avem platforma, da, care nu a luat este jumate și Asta Este putea o problemă. Nu Legitimitatea actuală Parlamentului este o problemă foarte mare. Dar unde este scris în Constituție că Parlamentul, Correct. imediat Correct. după ce Correct. scade ratingul partidelor din Parlament, Correct. acesta trebuie dizolvat? Exact. S a a doua parte a problemei este că în Parlament există, de fapt, o majoritate, numai că ea este atât de toxică încât partidele care o constituie suntem să, să o formalizeze. În cazul dat vorbim de PSRM care se te... și deci așa a pierdut mult rating. Există cool acolo, domnul Există, există pe interior. Sunt sigur că în PSRM există care? oameni care ar semna Eu mâine alianță știu, cu... Dar e, e pe, pentru Moldova ușor. Contradicție în PSRM? PSRM între ușor. PSRM și Partidul Ușor. Evident, dar dacă uh, unii membri PSRM... Dar eu nu prea le-am observat. Care sunt acestea? Și nimeni nu le, le afișează. Păi că noi. Eu cred de... că vreo două, trei de... persoane din Partidul Socialist, oricât de cât încă cu creier și discreție, cred că într-adevăr au probleme cu conlucrarea asta între socialiști și, și uh, Partidul Ușor. Dar uh, cred că conducerea Partidului Socialiștilor a găsit foarte repede limbă comună cu Partidul Șor cu această e, platformă pentru Moldova. Noi am văzut asta chiar și după aceea cum se mișcă dosarul Șor. Și se, care mișca se de mișcă dosarul, care, da, care de fapt nu se mișcă Și pe, pe măsură ce mergeau aceste negocieri între Partidul Șor și Partidul Socialiștilor, tot se târâgăna cu acele ședințe la curtea de la Cahul, până ce Șor deja a devenit aproape că al său în casa socialiștilor și iată că a dat rezultatele. Sunt unele aspecte, altele aspecte de, de sensiuni pot fi chiar cu. Politice, cu privire la viteza de dizolvare a parlamentului. Și aici pot fi anumite dezacorduri între aceste partide. Acestea da, da, sunt pro dezacorduri. Proiectele, interioase. proiectele de legi eh, care eh, nici n-au indicat sursa de finanțare, eh, propuse de către Partidul Ușor, care nici nu conțin măcar mecanisme de control eh, în, în aceste proiecte de lege au fost votate de socialiști eh, Laura și nimeni n-a văzut în asta nicio problemă. Iată de ce eu cred că. ar putea spune că asta este un vot democratic în Parlament. Da, dar vedeți vedea, da, vedeți că jocul este aici este un joc care noi pornim de la niște variante foarte simple. Iată, este declarația care a făcut o Iată, sunt partidele pro-europene, iată, sunt iată, aceștia care placotnuci, iată, este partidul Socialiștilor. dar vedeți că jocul și pe care îl fac acum socialiștii pe de-o parte și cei conduși de plahotniuc și șor de pe de-altă parte, pentru că ei se înțeleg și se înțelegeau de-a minunea, de în, în permanență. Numai că a fost o problemă de subordonarea unor scheme atunci când este cum se cheamă? Cando a ieșit din Partidul Democrat, da, și atunci s-a început, început acest un mic război între ei, dar vedeți că acum, și că despre asta noi aș vrea să, să vă amintesc, pentru că nu știu, nu s-a vorbit, cine este primul partid care a venit la consultări cu Partidul Socialistilor? Pro-Moldova. Pro-Moldova. Promoldova. Care erau indezirabili, da, unii pe alții, Care, ne, făcea nouă pe Cându Cându de declarat... Cându, ne amintim live-urile lui Andrian în un ca Unde era ta din, din Și acum vedem că Partidul Socialiștilor nici n-a zis că băieți, haideți, veniți la niște discuții, când vedem că, iată, au avut loc discuții cu, între Partidul Pro Moldova și Socialiști. Pe de altă parte, noi vedem insistența asta cu care vine Partidul Șor, da? Uh, apropo, lor când le convineabil zic că ei partid ușor, uh, uneori își amintesc că totuși ei sunt uh, pentru, Moldova spun, pentru Moldova platformă da, și e zic pentru Moldova. Noi cei de la partid ușor și pentru Moldova, așa îi spun ei când ei uh, uh, uite de unde ei au pornit. Și atât ei cu atâta asistență, acum vorbesc, chiar îmi pare la dumneavoastră la Tauber, da? Când spuneam uh. despre asta că ei reiterează, ei sunt gata, iau au, uh, govern, au de, Da, da și dar e, e nevoie de un guvern oh. Că viere, da. fără guvern, da, vedeți ești... că dintr-o parte și șora asta, a, a, propunerea de la Partidul ușor a venit în, încă până la anul nou. Deci după deja a, exact. căderea. Deci ei încep acest joc. L-au început atunci, până la anul nou. Acum îl continuă și acum creează toate condițiile. Pentru că a, vă închipuiți care este reacția societății. Că dacă noi am ajuns la ceea că Partidul Șor și se asume guvernarea în Republica Moldova, deci, acum, și să ne vorbească nou despre starea de deplorabilă de a economiei, a pandemice, a sanitare, atunci cumva trebuie să se trezească aceste partide pro-europene. Exact, Ceva exact, să facă. pentru că iată, ia de valid și îi Sandu, hai la treabă, hai la treabă, da, ori. pleacă. că ei încep deja să instrumenteze acest joc. Aici este Șor, pe aici este Candu, care deja e, cu Plăhătniuc își fac. Și apropo, e, această formulă, revin la ea, e, această formulă e, când, e, care este agreată și adorată și lucrativă a fost atâți ani pentru Plăhătniuc, atunci când e, jocul acesta cu un pro prim-ministru pro-european și președinte pro -rus. Acum îi pot să inverseze chestiile astea. Un președinte pro-european. Ja, pentru că de data asta iau nevoie de grațiile Federației ruse da, și nu a statelor. Un președinte pro-european și un premier pro-rus. Atunci eu vă întreb, uh, a, poate totuși, este ceva la baza zvonurilor că Ilan Shor. Uh, cumva și a rezolvat problemele cu Federația Rusă. În eu primul rând, pe 1 că... ianuarie urma o să, să vedem expire. Dacă o să da, urma să expire acea interdicție de a intra pe teritoriul Federației Am auzit de Ruse. despre da, da. Asta, 1, 2. eu personal am mai auzit că el mai nu planifică deja să se mute în Federația Rusă. Vedem. Eu cum negociez un interviu, poate săptămâna viitoare va avea un interviu, îl da, Și le-au obținut doar pentru că juca pe același teren cu, cu PSR-ul că el pur și simplu așa nu a obținut aceste preferențe de din partea Federației revenim la ceea ce s-a discutat de mai multe ori prin plător. Valeriu, am discutat și cu tine asta nu singură dată, că în 2019 Cozac, care a jucat un rol important în tot ce s-a întâmplat în iunie, insista foarte mult pe niciun fel de coaliție cu Plăhotniu, că alegeri anticipate și atunci când a devenit clar că socialiștii nu prea merg spre anticipate, Cică acesta a fost foarte și foarte supărat. Acum, cum se pupă aceste, aceste scenarii? Atunci insistau pe anticipate, dar acum? Doar să s-au pre să schimbat situația după ce mai Sandu a câștigat alegerile și a devenit... Până, în primul politicea. rând, ratingul real al PSRM-ului la Moscova... Alele, ce scuze, regim anunț anunță, trebuie să luăm o pauză de publicitate. Revenim cu analiza după, după aceasta. Rămâneți cu noi. Prieteni, noi continuăm să discutăm scenarii. Înainte de pauză, Valeriu te-am întrebat despre care va fi rolul lui, lui Cozac a Moscovei în tot ce se va întâmpla în actualul Parlament. Și a fost o bună întrebare în timpul pauzei din partea lui Corneliu Ciură. Dar unde în toată schema asta Plahotniuc? Eu deja am Da. Unde Plahotniuc? Băi, cu șor, controlează pe șor, băi, iată, Moscova de-am luat pe șor. Și plăhutniuc... Asta a fost întrebarea. Deci eu, da. pur și simplu, am auzit. Noi, că eu, încercăm, nu, nu era -a clar. Poate e Este o întrebare pertinentă, pentru că uh, poziția uh, cercurilor de influență, care cum azi, sunt responsabile de Republica Moldova, din Moscova, față de Plahotniuc, uh, este o necunoscută. Noi am văzut declarații publice, atitudini care s-au mai domolit pe parcursul anului 2020. Iar care este acum relația, ne vine destul de greu să spunem. Da, știm că sunt acele dosare care continuă. Uh, în același timp, uh, este în mod, de exemplu, domnul Andronachi. Domnul Andronachi, împreună cu domnul Candu, cam o dată pe săptămână, în ultima perioadă, merg în Turcia. Da, chiar recent, câteva zile în urmă, a plecat domnul Candu, domnul Andronachi, câteva zile mai devreme, ei fac această navietă. În același timp, în, în timpul în vizitei... Turcia, Vlad în Turcia a luat În Turcia. Ai în vedere. Punct. Ce fac acolo urmează spre presupun. Cred că e interesant la shopping mai. Dar este obiceiul ăsta, apropo. Da, sigur. Deci, o de săptămâni. săptămână. același domnul Andronachi, împreună cu domnul Vâlcu, a vizitat Moscova în perioada în care acolo s-a aflat această mare delegație pe în mod clar, domnul Andronachi reprezintă un fel de a, intermediarul universal în tot ce se întâmplă tenebru în politica și schemele de corupție din Republica Moldova. El și-a asumat acest rol, se pare da, că se însprecăște foarte bine. al, al cui acum? Eu cred că el este, singur. Cum? în primul rând, pentru sine și se descurcă foarte bine cu un rol... Uh, deci, de care au nevoie toți. Un, univers, un, intermediar universal în care toți au încredere. El, pur și asta se cunoaște. El, tot anii ăștia, a fost, el a crescut pe lângă... Da, el a fost pe crescut Vlad da, da, pe lângă Vlad Pohotniuk. El a fost mâna lui, una dintre mâinile drepte, dacă se poate dispus așa. Câte mâini drepte a avut. A avut câteva mâini drepte Vlad Plahotniuc și el a fost unul dintre acestea. El a fost un om care a jucat un rol foarte important pe lângă Vlad Pohotniuk. Acum, tot ce el face, el o face din numele lui Vlad să sau el a devenit o figură independent, să ne Presupus. Eu chiar nu cunosc acest lucru, putem să presupunem. Revenind la esență, cert este că, pentru mine, cert este că Vlad Plahotniuc încearcă să-și renegocieze sau negocieze, de fapt, o a, împăcare cu Federația Rusă, ca cel puțin să îl lase în pace. A, cât de tare avansată în această direcție, nu putem ști în mod evident el încearcă așa cum a făcut de fiecare dată în tot ce a însemnat pentru el relații externe diferite canale, unul dintre canale precis este Ilanșor sunt sigur că și Igor Dodon mai spune ceva la Moscova putem să ne dăm cu presupusul mm. uh, care este problema eu m-aș mira totuși Federația Rusă, pardon, cu același uh, Vlad Plahotniuc uh, Vlad Plahotniuc care și-a adică și dobândit uh, cetățenia Turciei da. și dacă în Rusia sunt deschise câteva dosare penale pe numele lui Vlad Plăhătniuc, care ar fi problema a Rusiei, care se află în relații destul de bune cu Erdogan, ca să ceară extradarea cetățeanului rus, că el are și pașaport rusesc, da. Vlad da. Plăhătniuc. Noi am văzut că Rusia nici nu a încercat să ceară extradarea lui. Asta denotează. că de fapt jocurile acestea încă atunci pe duplicitare. timpul duplicitare încă pe timpurile când era conflict între el și Dodon, erau nu altceva decât niște jocuri care țineau doar de niște scheme financiare și care nu țineau deloc de politică, lor era indiferent de ceea ce se, se întâmpla aici în Republica Moldova doar că Plahătniuc aceste jocuri cu Moscova le vindea foarte bine Occidentul, unde încă o dată își formula această formulă extraordinar de comodă pentru el. Acum, uh, Președinte uh, pro și pri prim-ministru... Uh, acum vorbim, revenim la periculum, cei ce au discutat de pauză. E posibil să fie inversat da, scenariu? Acum să ajungem, să avem uh, președinte pro-european, prim-ministru... Uh, Partidul Socialiștilor în actuala sa stare este 100% dependent politic din Moscova. Și nu doar politic, dar în special politic fără susținerea de imagini, fără uh, resursele de imagini politice, economice, mediatici care sunt pompate în acest partid la Moscova, ei nu supraviețuiesc și înțeleg lucrul ăsta foarte bine. Uh, mai mult ca atât, fără a intra în detalii mari, eu cred că la Moscova sunt conștienți de starea politică proastă în care este astăzi PSRM-ul. Uh, în eventualitatea unor alegeri, PSRM-ul ar putea să nu ia nici 20%. Deci ei au, sunt în cădere liberă din, din, încă, din, încă din luna aprilie anul trecut. Alegeri de acest sunt bucurat cu un sondaj. care dacă va fi un sondaj, da, 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 alegeri da, da. în cazul în care în... Fi... Aș va, va... fi martie, aprilie, așa? Da. Atunci. Bine, dacă alegerile ar fi te... fost dacă acum în Nu am, dar nu cred are... că domnul Pașa le are. Pentru nu n făcut sondaj. -au eu de n-am auzit că domnul Pașa... Dar este așa o logică, domnul Ciurea, că partidul liderului care a pierdut alegerile, oricum merge în descreștere. În timpul în care merge în descreștere este și o altă logică, că după ce iei puterea, în momentul în care iei puterea, te afli la vârf și după asta imediat începi să descriești exact. cu referire la Maia Sandu. Deci Maia Sandu acum poate este, să descriești. Este absolut adevărat. Maia Sandu că -a nu, nu a luat, luat de sunt. Cum n-a luat? Nu, dar da, 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 cum istalat? se, a... Da, că, în momentul ăsta de deja nu mai fiți uh, socialiști. dacă Maia Sandu a devenit președintele de țării, înseamnă că deja e, toate uh, bulgării trebuie aruncați în adresa Eu nu am ei. Nimic. Nu, ea încă nu a luat puterea. Ea a devenit logic. președinte. Ea nu a luat puterea. Ea a devenit președinte Republicii Moldova. Dar poate contează nu contează percepția oamenilor, pentru că... înseamnă să ai o parte dar nu înseamnă să iai puterea. Pentru că Parlamentul este controlat de șor și de don. Guvernul încă este neclar s controlat tot. Dar vă place de... să aveți tot, un președinte fără putere? Da eu vă spun că are mai asta am putere, are împuterniciri. Are, are, iată, o o, o export toate serviciile lumii, spre capitalele lumii, o invită, are e putere, nu vă temeți. Nu, să ai putere să, să mergi în vizite, asta e cu tot altceva, domn Ciurea. Și vine după asta da. și ne spune că ne aduce bani, adică are suficiente resurse ca să... Doamna doar atunci când va stabil. Ne funcția sa, celor adică care... da, ea reprezintă Republica Moldova în uh, diferite negocieri care țin de interese dacă sociale, care acum are nevoie Republica Moldova în domeniul da, vaccinării aici, cum, și Constituția și cu prim nu are puteri. Are împuterniciri care sunt puteri în fond. Nu care, de exemplu? Să numească prim-ministru. Sau să nu-l numească. Sau să nu-l numească. Vorbesc despre guvernul acum care este în exercițiu. Domnul Ciurea a formulat... Dar încă nu are puterea aceea. Într-o formă mai voalată, acel narativ de care încearcă să facă uz și mulți, mă rog deputați pe Sermea sau alții să încerce să uh, afirme că responsabilitatea întreagă acum este a Maia Sandu. Ministrul ministru Justiției Nagacevski a făcut întreagă, uh, aluzii că Maia Sandu este divină că s-a scumpit uh, benzina o Roxana Glavan vine și zice că cu tot este divină Maia da. Sandu. Dar ea nu e divină deloc. Deci totul uh, depinde de ceilalți. Uh. da. Dar ea nu are nicio treabă. Ea a cerut ca guvernul <laughs> să fie demis. No, pardon, ea și PAS nociuria. au vrut demiterea guvernului. Guvernul a fost demis. Deci s-a făcut domnul așa nociuria. cum a vrut. Nu există vaccin, asta dar este problema mai Sandu, nu este problema eh, guvernului Chicu, care nu și-a bătut capul pentru această vaccină. Gata, nu e guvernul Chicu. Bine, nu da, gata no, nu -i. Nu -i, dar gata, nu e, dar nu a, a fost Da, a de acest discurs. Acum da. trebuie să guvernul mai Sandu da. să obțină vaccin. Păi stați care e guvernul mai Sandu. Acum este încă guvernul, a, ea, că a că fost guvern care... Trebuie să Noi despre asta vorbeam la început. Domnul Ciurea, nu vă ocupați de sufismele astea noi socialiste. Sufismele socialiste. socialiste, da, nu pentru că socialiste. noi socialiste. Acum... Orice om normal își pune întrebarea asta. Eu nu spun că doar Maia Sandu răspunde de situația adică, din țară. Adică Dar o... eu consider că ea și ea simte asta, ea, a, ea, are responsabilități și ea va purta răspundere dacă, de exemplu, ea nu va desemna niciun candidat. Că ea multă vreme crea impresia, impresia că asta vrea. Și ei s-a spus, fie atentă, Maia Sandu, toți constituționaliștii. Te rog, chiar și cei care o susțin, majoritatea de cei, te rog, pornește procedura de desemnare. No, deci poate va porni procedura, iată, te a zis da că... ea are, are, deci vedem că ea nu, are, pentru, ea e persoana cheie în cazul Da, Dar vedeți că pe de o parte, domnul Ciure, pe de o parte, toate partidele parlamentare, noni vorbesc că acest parlament este discreditat, că acest parlament nu este reprezentativ, că acest parlament este parlamentul transfugilor. Tu nu poți să faci schimbare Tot în, în țară și vorbesc cu... Nu, toți ei vorbesc e despre Do Dodon spune despre acest parlament: eh, eh, că este de transfugie eh, ăștia, eh, Candu, atunci când a început să plece de la ei, Deputații, toți spune că uitați-vă acest când fenomen de transfugie Era vorba de deci, deputații lui care au dintr-o parte în alta. Asta de deci, ce nu este? Socialiștii nu sunt reprezentativi. Socialiștii reprezentativ. spun, Dodon a zis că acest parlament trebuie cât mai curând dezolvat pentru că deja nu este reprezentativ. Deci, nu reprezintă interesele, două de pas reprezintă interesele interesele care are răspunderea și mai Sandu dacă este așa, lasă-l dar lasă ce Dodon? De ce doar Dodon? Pentru că el e că, vedeți, nu controlează... să mă faceți partizan. El, Dar el... eu spun, da, și socialiștii sunt responsabili. Dar și mai Sandu și Pas, nu puteți să-i dați iată, la o parte. Dar voi nu, dumnezeu, Dodon. Că nu Dodon și și deci dacă eu... Dodon ar fi responsabil cu tot partidul lui socialiștilor, apropo, dumneavoastră spuneți despre responsabilitate, când Dodon era președintele țării, el spunea că președintele este cel mai important. Acum când a pierdut alegerile, zice că parlamentul este important, Când noi avem pe Republica Parlamentară este important președinte. acel care are majoritatea și care are pârghiile oh, în O. oh, dar parcă nu mai a spus că mai Sandu răspunde. și majoritate. Tot e Ce... Ce... Deci revenim, cu cu majoritatea. E De Dacă do un discreditat da. și acum Maia Sandu și el este pe aceeași unde cu Maia Sandu și consider că acest parlament este discreditat și că el nu poate produce schimbări, da. el nu poate produce reforme, atunci turiu se meargą, pe ceieši e, piste, adeki pe ceieši aš valgau ženklu. Ir jis turi būti inicijuotas. anticipate. Da. Dar să vedem, să discutăm în partid și o să vedem. Așa? Dar, dar 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 el e lider cineva, de partid, el nu este președintele țării. Nu lider de partid. Da. a spus: "Să vă să vă amintesc tot ce au spus politicienii și pe urmă au încălcat tot". Da, dar pornim de la nu putem să facem analiza pornim de la ceea ce este contrar celor spuse de politicieni. Pornim de la declarațiile politicienilor și dacă avem argumente de, demontăm spusele lor, spunem că mint. Dar deocamdată nu avem motive, spunem că, de exemplu, Dodon uh, nu vrea alegeri anticipate. El spune că vrea alegeri anticipate vrea, și Nu, no, toți spun că ei vor alegeri păi da, anticipate. Și asta tot contează. Și când? Asta Dacă e vrea, hai, demonstrează cum mergi. Care este? Deci, scenariul scenariu propus de președinte nu i-a propus. Imediat, să clarifici. Scenariul propus de președintele Sandu nu le-a plăcut. Ei vorbesc că Parlamentul este descritat și reprezintă? Poftim, propuneți-l a, -a vostru scenariu. Ieșiți cu scenariul vostru. Ei este cu diferite declarații și încep să spună că este nevoie de guvernare, că este nevoie ca țara să fie scoasă da. din e, situația pe care a creat-o guvernul lor, Chico Dodon, și acum da. cineva trebuie să vină și să implementeze acele, proie, acele legi care ei le-au votat la mesi din noapte. Cine să vină? Tot guvernul Chico să vină. Dar logica dumneavoastră eu nu, înțeleg. nu cum, cum păi nu înțeleg. E normal că trebuie să vină un alt guvern dacă nu vă place dumneavoastră și lui Maia Sandu, să veniți vin, cu un alt guvern și să venim. Dacă nu ați la mine, eu nu sunt la guvernare pardon, și... Pardon, e, am, am avut se senzația voastră. că sunteți cu atâta... Nu, eu, a, a, așa cum și eu am senzația că dumneavoastră sunteți... Când avem ambe, da. aceeași senzație, numai că... <laughs> numai că e inversat. <laughs> Bine, domnul Ciurea a repetat foarte fidel discursurile pe care le auzim încep. imediat după uh, alegeri, după alegerile prezidențiale, după turul 2. Uh, de la mai multe surse media sau comentatori, cumva prietenoși, uh, președintelui Gordodon și PSRM, sau ex-președintelui Gordodon. Vedeți că nu m-am deprins. A... -o după PSRM, așa spuneți. Ok, e bine că și-o prins o funcție de președinte, nu o să ne încurcăm. Mm. În anul 2015, Igor Dodon a promis alegerea anticipată și a spus că va lupta pentru asta. În anul 2016 a spus că ajunge președinte și mm. împrăștii da. rupe. În anul 2019 a, a spus că anticipatii nu merge jos, rușine. Ori și apropo, timp acum, de trei luni nu a propus candidatura pe ministru. Ori, da, ori domnul 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 blocul acum, ori... Să vorbim despre de cum domnul ajungem domnul la anticipate. Am vorbit despre George Pacărniuc și Rusia. Și un moment dat am ajuns la Eu nu înțeleg. Stimați colegi, nu vă supărați, am încercat să nu vă întrerup. Dumnealui a afirmat ori blocul acum, ori anticipate. Cu o săptămână înainte de demiterea guvernului Sandu spunea că dacă se rupi coaliția anticipate, nici un fel de nimic. Cu trizele înainte să facă alianță cu Partidul Democrat au spus că niciodată nu va face și atunci a pronunțat celebră de atâta. trizele au făcut. Apoi a promis că dacă guvernul minoritar nu, nu se ține, deci stă, cât stă, și anticipate. Și pe urmă au făcut alianță formalizată cu Partidul Democrat. Apoi, în primăvară, au spus că dacă se rup, dacă trece majoritatea și nu o să fie, mergem la anticipate. În campania prezidențială a promis anticipate. Acum a promis anticipate. Ei, statistic, cred că am numărat vreo 10 episoade. Statistic, el de fiecare dată a mințit. N-a mințit. Pe timpul ba, Da, a mințit. Dar spuneți-vă, vă rog. Și-a schimbat opțiunea. Deci, încă o dată, a, a, a mințit. timpul când era a, iată, timpul la putere, cum putea el să. Momentul impede. toamna el anului 2019. A avut Eu toată puterea să, să provoace alegerile deci anticipate. Da. El, în primăvara 2019. Și inclusiv acum, e exact aceeași situație. Partidul Socialiștilor poate provoca alegerile anticipate ușor. Da. Da, ei dețin, pas. evident, că împreună cu PAS, uh. dar PAS are 15 mandate. Ei fără, evident că decizia depinde de voturile pe SRM. A, ce am, de, pentru ce am făcut enumerarea asta? Statistic, Igor Dodon, mereu o, o Este exact ca în bancul ceala. A, Igor Dodon a mai promis că vrea anticipat. Care va fi decizia de finală? Nu am zis că poate a fost sincer, dar n-a putut. A, da, ceva l-a Nu s-a primit. Da, o, nu ajuns nu, admit, admit, Eu pur și simplu am enumerat ce ne spune experiența. Nu a dorit, da, dar trecut. partenerii lui din umbră nu au dorit. Și atunci înțeleg că ajungem în situația în care... Iată că vom avea, înseamnă că un guvern din care va fi scos pas și este exact ceea ce ați discutat dumneavoastră, că eu nu tot nu m-am conectat la discuția asta. Un președinte pro-european și un prim-ministru prim pro-rus, Da? Înțeleg că așa considerați că va fi. Nu, noi nu, nu eu, considerăm. De exemplu, nu, nu cred că așa va fi. Noi nu considerăm, noi, pur, simplu, vorbim da, despre așa diferite să mă variante. Ceea ce spuneți? Da, Bine, domnul Ciune, fiți atent, cred, vă rog frumos. Eu atent pentru că, că noi am vorbit despre câteva variante. De pentru că noi spuneam că Moldova este țară de minuni, unde este mm. anul nou permanent, unde se îndeplinesc toate dorințele a tuturor politicilor și cele mai neverosimile scenarii. Noi vorbim despre niște posibilități care ar putea să se întâmple în Republica Moldova și de ce nu? Tot poate să se întâmple în Moldova, vă citez. Și, și dumneavoastră credeți că Igor Dodon va sta așa liniștit, fără nicio funcție publică, un an... Eu de acord cu nu, nu vă supărați, domnul Juntoan. Eu cred că, în mod ideal, acum, când chiar e complicat uh, de guvernat. Criza economică, eu cred că abia urmează noi să simțim ce înseamnă pandemia din punct de vedere economic în 2021, pentru că multe afaceri uh, cumva să țineau uh, creștinii din dinți, uh, spirând că poate, poate vreo minute, minune se va întâmpla, dar acum deja e clar că ei nu vor supraviețui asta. Impozite, chestii Natalia, și... Natalia, eu am clipă, Și atunci, pentru ce de împărțit Natalia. aceste riscuri și responsabilitate cu mai să Care riscuri și se poate spus că ea încalcă Constituția că nu înaintează prim-ministru și e obligată, ea va fi obligată să înainteze. Ei vor veni și vor vota și taburetcă, sau nu știu, după care vor spune, acest guvern este incompetent, nu reușește salarii, pensii și de mai știu Pentru ce? Ideal! Ideal! Ce trebuie în opoziție și încep iar să crești și pe urmă când ești la maxim Vă rog frumos, pentru că nu am discutat acest scenariu. Eu vreau să vă spun un argument în deci, favoarea că, că, că poți de ce să stai fără funcție de de atunci când funcția de ce el Deci el poate să vină în această funcție indiferent de situația economică. Atunci când a de adică a scos guvernul Sando Situația era foarte grea în Republica Moldova, pentru că pentru Igor Dodon și guvernul său nimeni nu a dat niciun ban, niciun svanț. Și el a mers în Rusia și nici aceia nu i-au dat bani. El a venit în da, situație... N-au ajuns da, bani. I ajuns bani. -a. Da, și unde i-au dat bani? Cum, cum, Banii au fost făgăduiți n -n, nici da, moment. Și el tot a stat și asta a fost un risc foarte mare. Și tot, și nicătând la toate aceste riscuri, el totuși a mers la această coaliție cu Partidul Democrat. Și, era logic, Și atunci, eu, era da, atunci era logic. De deci, ce acum nu poate să fie logic? Poate, poate să fie fi, orice nu logic, nu. pentru că, cum îi spun economia Republicii Moldova, de deci, ce nu cade în, în stare de, de criză majoră acum? Pentru că nu există economie în Republica Moldova. Și <laughs> pe asta e și se bazează Eu, eu cred că a, există toate șansele ca să trecem prin a, mai multe dintre scenariile descrise. Primul scenariu și cel de bază care a început să fie promovat masiv, orchestrat de toată media și formatorii de opinii apropiați pe SRM imediat după alegeri, a fost Maia Sandu asumă guvernarea. Asta însemna foarte clar, după demisia lui Ion Chicu, Maia Sandu să înainteze pe oricine consideră ea oportun la funcția de prim-ministru, iar pe SRM alte partide parlamentare ar fi votat și spus că țara e în criză. Și că acest scenariu și a... încă este valabil. Acest scenariu rămâne scenariul de bază după mine, no. pentru că a, în percepția lui Igor Dodon, el a pierdut alegerile din cauza pandemiei. Eu cred că este o percepție greșită, mă rog, el are propria analiză. El consideră că ratingul său a scăzut pentru că și-a asumat plinătatea guvernării. Uh, pe undeva are dreptate, dar asta nu există o legătură directă, adică dacă îți asumi plinătatea guvernării, nu neapărat îți scade ratingul. s-ar putea să-ți crească, dar dacă guvernează atât de dezastruos cum a guvernat Igor Dodon, evident că îți scade. Uh, ei consideră că dacă Maia Sandu își asumă, Există, după există și fenomenul lebă de neagră. nu nici o lebă, dar atunci când ieși, a fost dar, o leverie incompetentă, evident, caz. Nu, deci este absolut dezastru atunci când nu faci lucruri elementare în pandemie care sunt clare și pentru om de rând care nu este expert specialist, evident că lumea o să te Atunci când ieși ți bați joc de business și spui că da, buriți, care e problema? Și atunci acum când, să spună că îți joc de, de diaspora și toate astea, foarte eficient. ei continuă să-și asume asta. Bine, da. percepția lor este că dacă Maia Sandu își asumă guvernul, Uh, by default o scadă, da, Pentru că situația economică e grea, pandemia trebuie gestionată, oamenii așteaptă schimbări rapide, și cumva o să-i scadă ratingul, oamenii o să înceapă să dezamăgească. Noi, nu vrea să-și asume. 2. Uh, ei știu că Maia Sandu se bazează astfel astăzi în Parlament pe 15 voturi. Guvernul cu care Parlament? Cu această majoritate despre care vorbiți acum? Nu, vă supărați, dar permiteți-mi să vă spun. Ea nu vrea să-și asume guvernarea că nu are sprijin Nu faceți... Că nu are cu acest Parlament Nu faceți nu faceți frumos. Haideți să ne ascultăm, vă rog frumos. De mult am fost la ei consideră că dacă circunstanțele obiective, economice și gestionarea crizei nu vor toca suficient de mult ratingul acelui guvern și implicită a, a președintei Sandu, a, prin blocaje organizate de Parlament, prin sabotarea inițiativelor guvernului, prin blocarea ini inițiativelor guvernului, vor putea să a, lovească și mai tare. În același timp, trebuie să fim conștienți. PSRM-ul încearcă cel puțin să-și mai salveze ratingul. Ei nu vor veni să lovească uh, deschis în inițiativele bune. De exemplu, când va veni, guvernul spune, ok, avem acord cu fmi sau uh, un acord de suport din partea Uniunii Europene. Eu cred că o să voteze în Parlament. În rest, vor încerca să saboteze. Vor veni cu proiecte populiste neavizate de guvern. De genul, mâini ridicăm pensia, dublăm pensia la toată lumea. Uh, și astfel vor pune presiune pe acest guvern. Ei consideră că astfel, până la toamnă, opoziția implicit pe SRM va crește, uh, Maia Sandu, PAS, partidele pro-europene vor scădea în rating și atunci poate merg la anticipat. Ei, dar dacă nu, apoi nu. Și deja la toamnă, având de fapt această majoritate care pe timp, cu timpul numai o să puncte, se așeze, ei pot să demite guvernul. Pentru ei este important inclusiv țara să treacă de uh, cumva perioada cea mai grea a crizei. Un guvern sunut de Maia Sandu Să aducă bani în țară La fel cum a făcut în 2019 Pentru că lor bani nimeni nu o să le dea Nici măcar Federația Rusă Lucru care s-a văzut clar Igor Dodon la începutul iuniei a promis Că cușa acuși se renegocează Acolo trebuia să scoți o Ce propoziție din acordul Cealași bani încep o săptămână să fie în cont N-a venit nimic Atunci când s-a adresat direct președintelui Putin despre acest credit de 200 de milioane, președintele Putin, un liter, nu a spus despre credit. Cealaltă dând clar de înțeles că nu există niciun fel de credit și nu a existat. Asta este realitatea. Eu nu cred că o să meargă, știți așa, dat foc la țară. Atâta timp cât PSRM ul are ce pierde, ei nu o să dea foc la țară. Dacă asta nu o să ajute și ratingul lor oricum va continua să scade și eu admit că lucrul ăsta se poate întâmpla, Vedem. atunci ei vor fi gata să dea foc la țară. Să facă aleanță în față cu... Ce înseamnă să dea foc la țară? Să-mi după o scurtă pauză de publicitate rămânem cu noi. Нонимшты di мор Шспндатал прокутур антикорrupции ви мораль а fost либерat informaа конферрмаата пентротивоп мед porar декута де прокутур general марру, по informa демерлу прокуро делі ареstu лі... de, дзілі, а fostсп деnau седі Чана. Вамирновамир ну, да. Deciziile de judecătorii. Da, Ciucana procurorii au anunțat că vor contesta la curte de apel această decizie uh, a, judecătoriei Ciocanu. Deciziile de judecătoriei Ciocană nu mai miră. Aceste decizii permanente erau contraversate și pe timp lui Plăhătniuc. Părerea mea este că justiția uh, totuși continuă să fie controlată de a acum e mai greu da. de spus. Da, este, este mai greu, dar... O... Mai greu. Da, da, un pauză, v-am spus, și ori o spun și în emisiune. Din cei, din sursele mele, din de încredere, acum, judecătorii trăiesc perioada lor de glorie, pentru că pot câștiga bani. De vinitor, de, de, vinitor de la oricine, bunie, acum da. până și deciziile. De acum acum până și stiem, deciziile de. bazate uh, pe lege, deci decizii corecte și pentru asta banii. Acum se cer, dacă ei nu sunt controlați decât de proprie cum se da. <laughs> <laughs> da. Bine, dar iarăși nu generalizăm, există și judecători. Judecători, da. De deci de 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 asta trebuie să Dar foarte dar există. Tot nu este corect să spu, spus că toți sunt hoți, toți sunt corupți. Sunt e, și, și și. din e. păcate, când e vorba despre dosare mai grele, nu știu de ce, de fiecare dată se nimerește la judecători. Da, cu, timpul, din păcate, nu este vorba mai de Nu plahătiniu. Mai pronunțat. Din păcate, nu mai este vorba de oameni plăhătniu care sunt trași la răspundere. Cum toate judecătoriile le dau dreptate și sunt ei că eliberați. E, care e, la, la fel, și, în privința tuturor acestor grupuri, Până la urmă, da. grupuri de crimă organizate, nu putem să le spunem altfel. Da, da. Se simte foarte comod Slav Platon, se simte foarte comod Vlad Plahotniuc se simte da, foarte da, comod simt... Ilan Șor da. Se simt intangibili mulți dintre restul, inclusiv același Andronachi, care tot răsare în diferite dosare. Nu este transmis în judecată niciun dosar legat de furtul miliardului. Dosarul privind metal feroz, care chiar din ceea ce a fost publicat în presă, e clar că el este cap coadă, el este pregătit, nu este transmis în judecată. Cererele de extradare pe numele lui Vlad Plahotniuc au fost executate Să nu uităm că feroz, să de exemplu, cei care au fost arestați, toți piste, toată numele e eliberați. Îmi pare că tot absolut. Deci același Viorel morar care este produs aceluiași sistem, este partea acelui sistem altfel? Este exact aceeași poveste. Plus că, înțelegi cumva pe judecători, tot fac un fel de politică, ei nu vor să fie de partea dintre aceste grupări. Lor, așa cum ați menționat, le convine de minunii acest, acest pluralism în, în, în luptele acestor grupuri criminali organizate. Pentru că nimeni nu ia apucă de, să de Pluralism by default. Uh, pe, pe, timpul lui Plahotniu, că ei uh, abia mai târziu au înțeles că de fapt nu va exista niciun fel de parteneriat, că niciun judecător nu este protejat, că dacă îndrăznește măcar să o pune, se poate trezi eliminat din uh, sistem, arestat, condamnat, același lucru se referă și la procurori. Uh, eu tratez uh, această, uh, ceea ce e legat de Viorel Morari ca parte a războiului dintre Plahotniuc și Platon, ceea ce nu înseamnă că locul lui Morari nu este la închisoare. După mine, eu m-aș simți liniștit dacă i-aș vedea pe toți în aceeași cameră. Platon, Plahotniuc, Morari, bețușor și alții care au slujit sistemul ăsta pe parcursul anilor. Și care acum, unii s-au reorientat la Platon, așa a dus el oamenii lui. De la asta, oamenii de rând nu trăiesc deloc mai bine și mai liniștit. Dreptate cum nu s-a făcut, așa nu se face. Businessul cum a fost tocat de corupție și de, de, de gătuit, așa și, și a totuși rămas. Totuși, eu aici vreau să să, să, să să remarc un lucru. Deja, de mai multe ori, inclusiv în 2020, noi am văzut când procuratura vine cu anumite dimersuri, de fiecare dată în anumite instanțe judecată, pac 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 totul este anulat. Și pro da. și procurorul general. nu vreau general, să zic, eu nu, vreau. Nu, nu mai poate și lupte cu toate chestiile astea. Atât. noi nu trebuie să punem semnul de egalitate între, între procuratură da. și evident. sistemul judecătoresc. că sunt două lucruri diferite. În mod absolut Și tu evident. poți orice. Deci. înainte cum era procurorul vinea, dictat în, înțeleg că vreți să mă convingeți nu, că pro, nu poartă în, vina procurorul general. Procurorul general no, no, actual Valeriu, eu voi să spun că înainte o persoană slabă și foarte incompetent, fiu un uh, absolut conștient, complice la aceste lupte interne și omul ăsta nu are de gând să facă reforma procuraturii și să facă dreptate. Și nu mă puteți convinge eu, că eu există asta, uh, explicații alternative. Eu doar vreau să spun că cândva pe timp, și asta să știe toată lumea, care măcar un pic să a atins, viața lui a fost atinsă de justiția moldovenească, procurorii vineau și dictau judecătorilor deciziile și aceștia copii pe ei scriau. Acum deja era nu este... Acum deja nu mai este așa. Uh, uh, Continuăm, revenim la analiza pe care ai făcut-o înainte, uh, înainte de emisiune despre faptul că dar deja mi-aș scăpat unde noi am. Era o analiză cu foarte multe ramificații. Da, unde și noi ne-am era, vreau... era legat de potențialele rezultate alegerilor și interesul actorilor externi. În cazul dată avem un implicit puternic actor extern care controlează forța politică important, cea mai importantă din Parlament la moment, este PSRM-ul, rămâne cel mai important partid. A, și are două opțiuni. Ori, înțelegând trendul descrescător al acestui partid, numai că și acolo se întâmplă lucruri. A, din ce pot să înțeleg, urmărim bine, sistemul la Cremlin este destul de închis, și din ce mai e să putem să încercăm și s-ar putea să greșim desăori din în aceste analize. Dar, aparent, se produce o schimbare adâncă în tot ce înseamnă gestionarea politicii Federației Ruse pe toată, tot spațiul post-sovietic. Pleacă unii oameni sunt mai multe surse care afirmă că acea direcție condusă de generalul Cernov, care mulți, mulți ani a fost nemijlocit responsabilă de Republica Moldova, se va schimba, va pleca el din funcție, s-ar putea să plece și acel curator nemijlocit pe Moldova, colonelul Maslov, ar putea să vină oameni noi. Plus se schimbă și procesul decizional. Dacă a, anterior aceste direcții aveau destul de multă autonomie în ceea ce făceau și reușeau să comunice e, câteodată direct conducerea de vârstă sau cel puțin să se seteze politica până la nivel de președintele Putin. A, aparent, a, recent, Dmitri Kozak a fost numit în fel de Iar pleni, pleni, pleni potențial pe toată zona asta, cu un fel de comisie interdepartamentală și acolo s vor lua toate deciziile. Eu bănuiesc că asta este una din cauza amânării, cumva, scenariilor legate de Republica Moldova. Probabilul deodată ne-a spus, pleacă acasă, noi acum ne ocupăm aici de reorganizare, când asta ne reorganizăm, o să chemăm și o să-ți dăm indicații Dar detaliate revenim, pe viitor. Acum revenind la anticipate, eu vreau să vorbim un pic despre scenariile post-electorale, pentru că dacă se insistă atât de mult pe anticipate, anticipate, nu știm când acestea vor avea loc. Eu pe zi trece tot pierd uh, încrederea. că ele fi... în general vor avea loc, dar să zicem că vor avea. Uh, reșind din tot ce noi avem acum, uh, care sunt șansele, ce coaliție, ce conjunctură politică în viitorul parlament are șanse mai mari de existență? Vă referiți la parlament? Viitorul, da, viitorul parlament care va fi ales după alegeri. Iarăși, pornim de la ceea ce s-a spus la această masă, în această seară. Uh, nimeni nu neagă, bun, domnul așa spune că socialiștii scad, scad și mereu tot scad, toată emisiunea ne spune despre acest lucru. Vedeți, eu, că eu nu spun că ei cresc, nu spun. Dar, bun, mă gândesc și eu, cum naiba ei tot scad să scad și tot... Și încă au căzut. Da, că nu s-au prăbușit. Dar ei, parc, ei scad, dar tot în Parlament intră, așa înțeleg că toată lumea e de acord, cu asta, între pas, evident, între uh, șor, unii vor spune cu scârț, eu zic că intră, într-o Și, bun, cam asta este. Toată lumea vorbește despre această configurație. Dar alte partide? Va fi foarte greu pentru celelalte partide în cazul în care alegerile se vor produce rapid, adică dizolvarea va merge galopant. Spunem, până în toamnă, deci... toamnă. Va fi până greu toamnă. pentru uh, un partid politic să se afirme, pentru că pornim de la lideri, că liderii dau prestanță acestor partide și, da, și imagini. Și avem câțiva lideri care... Și atunci, mai Sandu, care vorbește despre faptul că e nevoie de un Parlament nou... Asta este o enigmă. Nou. Deci, un e Parlament enigmă. nou, o majoritate nouă. Deci, pe ce majoritate în viitorul Parlament poate e, să e, se bazeze? Mai mult decât atât. Venind acum de la Bruxelles, i a spus că și la Bruxelles se așteaptă lumea să apară o nouă majoritate responsabilă, nu știu cum a zis, ea pro-europeană. Păi, asta, cum fac calcule... Oamenii când își construiesc strategiile politice, așa pornind de la o analiză pe degete, nu, a, nu are cum să fie o majoritate favorabilă pentru doamna Maia Sandu decât un val masiv de susținere pentru ea în aceste alegeri parlamentare care să răstoarne totul. Un val care poate să nu apară, un val electoral favorabil. De asta, alegerile anticipate, tot este o soluție riscantă, inclusiv pentru cei care o promovează. Și ce, ceea ce e absolut sănătoasă. Deci, pentru la... dumneavoastră, eu, eu vreau, eu, eu vreau că... să înțeleg, cineva, cineva admite că, de exemplu, PAS ar putea să ia o majoritate simplu de sinistătător, fără că să fie creat o coaliție? Nu, nu prea admit. Te Teoretic e posibil, practic mi se pare destul de puțin probabil. Uh, mai deci, ales fi dacă de coaliție. alegerile vor fi cel puțin peste trei luni, dar asta înseamnă... Uh, Haideți să luăm pe rând. Cel mai important este alta. Exact această conștientizare a faptului că sunt posibili tot felul de majorități este ok. Asta este cadrul în care e bine de pornit alegerea anticipată. Pentru că nu pornești la logică. A, noi vrem alegerea anticipată pentru că noi neapărat le câștigăm. Dar noi nu vrem pentru că noi neapărat le pierdem. Exact asta este uh, situația. Sunt posibile și majorități care le putem numi generic de stânga și majorități care le putem numi generic de dreapta sau pro europeni Sau poate mixte? A, mixte, de care vrei. Deci asta, de fapt, și sănătos. Important este că în Parlament vor intra partide care știu că dacă încă peste jumătate de an sau un an sunt anticipate, ele sunt ok și mai trec o dată. Și nu sunt disperate să voteze cu oricine, să vândă în stânga și dreapta, conștientizând faptul că pur și simplu nu trec în următorul parlament. Că asta e motorul unii buni părți dintre deputați. Acum, cine ar putea intra? Eu sunt de acord cu uh, ceea ce a spus domnul Ciurea. Asta este lista de partide care putem spune cu un foarte mare grad de siguranță că intră în parlament dacă nu știu, duminic face alegeri, pas... Uh, care probabil va fi cel mai mare partid în actualul scenariu PSRM, care oricum... Va lua mai u... mult decât PSRM, pe da. a, uh, Intră partidul ușor, care și-a arătat și la alegeri prezidențiale că e lejer cu un candidat cu azi necunoscut, au luat exact cât trebuie 100, să treci da. în Parlament și chiar mai mult, și încă ei n-au uh, pedalat prea mult pe campania electorală pentru a nu se contrapune mult cu PSRM-ul, pentru că ei ar fi putut rupe mult mai da, mult pentru de că ar fi, În da, cazul în exact. care ar fi mai agresiv a, în campania, Dacă erau ar putea mai agresivi, să cred că luau și 10%. 10%. Renato Usate și-a arătat potențialul, dar el are o mare provocare în față să explice oamenilor care l-au votat că de data asta trebuie să voteze partidul, cum se cheamă acel partid, cum trebuie să-l voteze. Deci asta nu e atât de ușor. Eu nu cred că partidul condus de Renato Usate are care va șansa să ia un scor similar de 17%? Nici pe aproape. Dar chiar, chiar dacă în buletin va fi scris Partiul nostru, Renata usat. Chiar și așa. Este un pic altă modalitate de formare a opinii. Eu, eu unul nu cred. S-ar putea să greșească, dar eu unul nu cred pentru că alegerile parlamentare au un pic altă dinamică, altă energetică. Acolo, la prezidențiale, spune toată speranța într-un om concret. La fel cum nici Partidul PAS nu are nicio șansă să ia acel număr de voturi care l-a luat Maia Sandu în turul 2. Maia Nici Sandu e președinte, ea nu mai este lider de partid. Exact. Deci pentru inclu, pasul inclusiv asta cel această desociere, inclusiv faptul că doamna Maia Sandu din ce în ce mai mult, sper eu, uh, se va poziționa deasupra luptei partinice, pentru că așa este corect, dumneavoastră nu mai este președintele PAS. Oricum, imaginea rămâne asociată, dar sunt niște, inclusiv reguli democratice de, de, de bune practici. Platforma, da. Eu consider că, în special dacă alegerile vor fi mai târziu, platforma, da, încă are șansă să treacă în Parlament. Pentru asta are nevoie de o singură condiție: să aleagă un alt lider. Andrei Nastase trage acest partid puternic în jos, imaginea lui este deja, aș putea chiar spune, toxică pentru acest partid. Asta înțeleg mulți oameni în acel partid, dar undeva, pentru meritele precedente, probabil. Deci să-i mai dea o șansă. Dacă îi mai dă o șansă în, funcția de președinte, acest partid nu și e interesant în că domnul Stase n-a furat nimic, n-a comis crime, n-a... Să sunt afirmațiile domnului Cior. Eu nu, nu încerc să-i explic de ce s-a întâmplat, cum s-a în întâmplat, dar cum poate el deveni comportamentul toxic dacă să... nu adică îl comparați cu Plahotniuc, de exemplu. Nu, nu vreau să-l compar cu Plahotniuc. Eu spun ceea ce ce Poate a, din făcut greșeli alegerilor. politice, poate undeva n-a acționat strategic corect, dar toxica e, e prea mult spus, domnul Pașor. Asta este impresia multor alegători. puteți să nu fiți de acord. Dar eu cred că acest partid încă are șanse să se intre. La fel cum eu cred că a, și pe dreapta, și pe stânga, există spațiu, chiar și dacă alegerile vor fi la finele lunii mai, pentru apariția unor forțe noi. Deci, electoratul este foarte volatil, ceea ce s-a întâmplat după, în timpul alegerilor prezidențiale și după a produs un fel de mișcări tectonice. Încă sunt foarte mulți alegători indeciși, șanse sunt, atât pe, nu știu, pe, practic pe tot ieșichierul politic pot apărea a, și pe fond de criză, în mod evident. Adică eu cred că alegeri, rezultatul alegerilor parlamentare este foarte imprevizibil. La fel cum și conjunctura în următorul parlament. S-ar putea să întâmple ca partidul lui Renato Osatei să fie acel partid care stă undeva la mijloc și dacă vrea face alianță cu unii, dacă vrea cu alții, mai mult ca eu cred că dacă va fi această conjunctură, partidul lui Renato Osatei va face pe rând alianță și cu unii și cu alții, poate chiar de două, trei ori, până la următoarele alegeri ordinare, crescând Asta pe spus, Dacă el pors. e persoană autonomă. Uh, da, mă rog, eu știu că există, și. dar ca nu poziționare întâmplă politică întâmplă. ei pot să câștige foarte mult. Deci, se o... poate întâmpla orice. Deci, uh, unii experți spun despre faptul că asta ar putea fi o capcană pentru cei din PAS pentru că ei nu vor lua majoritatea de sine stătător și va trebui să depindă de un partener de coaliție. Și aici foarte întrebarea, ei, care sunt șansele că ei vor avea parteneri de coaliție pe dreaptă în Parlament să ei vor fi nevoiți să, nu știu... Din de, de stângă sau centru-stângă, în afară de Renata Usat, eu nu văd cu cine ar putea, cel puțin așa e declară, cu cine ar putea să facă coaliție. Doamna Jantoan, e o problemă asta sau nu? Sigur... Sau nu contează. Sigur... Se începe de la zero după pe parlamentare. Nu, se începe de la zero, dar o altă etapă politică, o, alt, așa, o altă perioadă politică, sezon politic, dar să spunem așa că. Putem să spunem că va fi o etapă de la zero, o etapă post-plahotniuc. Asta va fi aceste alegeri, deja nu după regulile înaintate de plahotniuc. Dar eu cred că este o problemă aici pentru partidele de dreapta sau partidele pro-europene, pentru că totul depinde, în politică totul depinde cum administrezi situația, că uneori situația o formezi chiar tu, chiar politicienii pot să -o, o formeze și să o administreze, așa cum le-ar fi, de exemplu, convenabil partidelor pe care le reprezintă. Asta deja sunt tehnologii. Aici va depinde de situația cum va fi administrată de către liderii partidelor pro-europene, care se numesc pro-europene, și sigur că eu cred că vor apărea partide, pentru că nu vorbim doar de cele care sunt acum în Parlament, dar sunt forțe politice în afara Parlamentului, care sunt deja niște jucători destul de activi și care pot influența atât segmentul de stânga cât și cel de dreapta. Să nu uităm că segmentul centru care a fost ținut așa, monopolizat, să zicem așa, de către Partidul Democrat mulți ani la rând, el se eliberează și aici locul acesta devine revenit de mai multe forțe politice, dar va putea să ocupe doar acea forță politică care va putea să formuleze un mesaj de unificator, de solidarizare a, societă, a societății. Eu cred că, în primul rând, asta este ceea ce acum se cere în societate. Pentru că toate aceste uh, lucruri. În cazul politice, anticipatelor anul acesta pentru eu, et, aceste eu cred, forțe? Eu ar cred că. E suficient timp să crească Eu cred că, în, în primul rând, eu cred că aceste forțe sunt. Ele doar, doar se vor formaliza. Dar uh, și ar putea, în situația care este în Republica Moldova, ar putea să aibă rezultat destul de bun ca să intre în, în Parlament. Doar de aceea că noi avem o mare parte a alegătorilor care și-au pierdut încrederea în actuale actori politici și acum a, sunt în căutarea unor alte forțe politice, dar sunt și jucători a, care ar putea să fie lideri a unor formațiuni Cunoașteți politice. Cunoașteți vreunul? Ну, йо, кукум кунаште се во оно, повтим, да, ти вон спати оно. А сте за Руслан Кодриано анонса? Ланся за мене ум партид, но а спус Руслан Кодриано фусте дила капитали. Глодул, но а рекуларе политика. Renata Usată, săptămâna trecută, a anunțat că... A, anunțat despre planurile lui Ștefan Glinu. Da, nu știu cât este... e corect că da, alt lider de partid de anunță despre asta. Este, iată, a vorbit, socialiștii vorbesc acum despre unificarea forțelor de stânga. Da? Mai sunt unioniști, mai, mai, sunt, mai sunt, unioniști mai sunt, care sunt, care sunt, foarte activi. Iată, partidul, domnul Țicu, Punu, este care poate... Bine, asta nu e centru. Nu, nu, eu zic că cunoașteți lideri care partidele care sunt destul de mici, dar putea să... Partide de stânga... Competiția cum este, cum la alegeri parlamentare, da. cert că va fi foarte intensă. Există spațiu pentru orice. Contează în ce măsură partidele vor reuși să rezoneze cu o bună parte din electorat care, bine, poate la nivel de preferință, hai să numim geopolitici, poate să fie diferit, dar care îl unește ceea că se simte foarte nereprezentat în actualele bătălii politice. Iată, ceea ce se întâmplă, oamenii se uită și încearcă să-mi da, ce am eu cu asta, cu ceea ce fac. De, de, exemplu, să într o parte la acest parlament. Dar cum oamenii ăștia stau și se uită, majoritate, noi, noi nu vrem să guvernăm, de fapt noi avem o majoritate, dar noi nu vrem să guvernăm, pentru că noi vrem să guverneze cu tăriescu și să o dea în bară. Să o dea în bară înseamnă oamenilor să le fie mai rău. Asta înseamnă, da? Să pui un guvern care să fie sabotat de parlament, asta înseamnă să facă viața oamenilor mai proastă. imaginați cum să cum se oameni simpli dintr-o parte la asta. Deci asta e, e... Când tu faci asta conștient... Da, Mai mult ca, mai mult atât crezi că oamenii ăștia sunt proști și nu înțeleg. Vor să-ți dea bani, dar tu zici nu le dați banilor că-s Tu e același lucru. Cam pe gol. Da. cine asta vroia să dea bani și cineva i-a spus că pe, Pasha, nu? Păi, domnul Pașa, nu n-a numit pe nimeni și eu nu numesc. Dar dacă ar fi numit, eu aș da, fi... Numit, nu prea despre ce e vorba, dar tot ok. Nu am înțeles despre ah. ce. A despre creditul oferit de Federația și Rusă? Și credit, așa și banii occidentalilor. Am Sigur. Banii occidentalilor. Nu, no, eu am înțeles că no, Valeriu Pașa... Eu am înțeles că Valeriu Pașa l-a avut de. în vedere pe Igor Dodon. Dumneavoastră ați avut în vedere pe doamna sandu. sandu. Eu corect am înțeles. Am făcut echilibru, am echilibrat emisiunea ca să fie privibilă. Iată acel centru. Iată, iată, iată planuri. politic, nu aveți, domnul revenire. Nu, sincer, vă spun, nu am și... Dar cu mare interes am să urmăresc desfășurarea evenimentelor politice. Da. Deci, uh, stră, uh, a, 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 deci, ca să înțeleg, Valeriu, uh, forțe noi, Dincolo de cele patru partide pe care le-ați numit, și cu o anumită marjă de. cu o marjă de eroare și platforma, da. În afară de asta, care sunt șansele să mai fie și alte partide în viitorul parlament. Eu cred că sunt șanse, pentru că există, în primul rând, ambiții foarte mari. Da, deci competiția va fi intensă. Eu cred că Următorul parlament va fi încă unul care va redistribui un număr destul de mare de mandate. Eu cred că vreo 15 mandate cel puțin vor fi redistribuite. Doi. Să a... fie parlament fără plăhotniu? Când noi vorbim despre plăhotniu, nu, că în vedere în sens largă, Nu, dar cu reprezentare, cu, să spunem așa, nu cu o relevanță mult mai mică. Uh, influența lui Plahotniuc se va reduce, cred că și asupra Partidului Socialiștilor, față de cea actuală, dar ceva va rămâne. Uh, dar el și asupra simplu, Partidului Șor? Uh, nu, eu cred că undeva da, pentru că s-ar putea la un moment dat să existe un fel de competiție, I uh, ei oricum rămân parteneri. Nu se știe pe cât timp înainte. S-ar putea, la un moment dat, în Șor să înțeleagă că nu mai are nevoie de Vlad Păhotniuc. E una când tu ni în, în Parlament, ajungi în Parlament în baza sistemului mixt, uh, 30 proiect, de proiect, proiect divis al uh, lui Vlad Păhotniuc, ajutat de Vlad Păhotniuc și în țară capturată de da. Vlad Păhotniuc și alte când tu ajungi în Parlament în baza liderilor cât de cât libere și corecte. În alte... În exact. alte circunstanțe poți deja să-i spui papa, Un partid că. cu mult mai multe legi. Da, Parlamentul ucrainean ne arată că oligarhii conviețuiesc foarte bine cu fracțiunile parlamentare. Colomoiski este prezent în Parlament, în Rada Supremă, deși nu are partid, dar Ahmetov este prezent. Chiar a dacă a avut, noi. Ahmetov a, a, intrat inițial, practic, șapte deputați care erau foarte clar afiliați la dânsul acum are peste 50. Uh, care 30, bine, Rada Ucraineană, și are un pic alt specific, dar sunt de acord că e uh, comparația... Numărul de mai mare acolo, A. de unde e uh, va, fi, Relevanța va fi mai mică. Vom vedea. Vom Noi uh, putem doar să ne dăm cu presupusul despre ce discută oamenii ăștia între Dănșei. Uh, cât de des uh, se sună și vorbesc la telefon sau se întâlnesc fizic în șor și Vlad Plachodinuș și ce planuri pun la cale, putem doar să deducem din de ceea ce vedem în spațiu da. public la fel și și cu toți. Pentru că te vreau să trecem la concluzie. Eu vă spun că, știți, eu cred că deja nu mai contează să vorbim, va intra acel Vlad Plahotniuc prin cineva pe care, prin care va fi reprezentat. Eu cred că problema este între aceea că chiar și dacă asta cineva nu simte, mai ales politicienii, dar alegătorul s-a schimbat, s-a schimbat percepția lui. Alegătorul a învățat să se solidarizeze pe orizontală și asta este foarte important. Eu și cred eu că eu cred ultima că campanie a arătat și eu asta. Și eu cred că anume asta a arătat, anume asta a arătat și, și această campanie a arătat. Eu cred că alegătorii deja... De ce eu dau credit de încredere a apariției unor forțe politice care ar putea să aibă șanse de a intra în Parlament, anume din cauza că alegătorul moldovean a învățat să se solidarizeze, a învățat să prioritizeze care sunt interesele adevărate pe care le trăiește el și ceea ce îi se vinde de către politicieni, doar niște iluzii pe care, întrând în Parlament, deja uită de ele. Și eu cred că e, forțele e, se va vota anume pe apariția unor persoane e, noi și unor forțe, e, forțe politice noi, ceea ce ar fi foarte bine și ar putea să facă o majoritate indiferent. Va intra și cu 10, cu 7 persoane, va intra socialiștii cu 20, dar principalul ca acea majoritate parlamentară să fie una e, Care trebuie. cu adevărat integră, cu adevărat integră și, și capabilă să producă schimbări. Și scurtă concluzia dumneavoastră. Eu totuși, cu tot respectul pentru celelalte partide care singur au șanse, cu siguranță, dar cred că cei patru pe care i-am identificat sunt favoriți și va fi greu de ieșit din zona acestor patru partide. Ei, cu siguranță, vor intra în Parlament și alianțele se vor face între ei. Ca să fim corecți până la capăt, s-a scris în presă că Andrian Cando a fost zărit în pe aeroportul uh -huh. din Istanbul, dar el a postat câteva clipuri în urmă, poze din Cehia și de fapt a anunțat că asta a fost o escală prin Istanbul, mergea în Cehia la familie. Vă mulțumesc foarte mult pentru... Două în câteva săptămâni. V vom vedea, deci trebuia să fac această rectificare. Vă mulțumesc foarte mult pentru această analiză. Urmează știrile cu colega mea Iulia Budici, iar eu vă aștept mâine la 20.00 noapte. Bună vă doresc! Prieteni, vă mulțumim că ne-ați privit. Încă o dată vă reamintesc că noi tare mult contăm pe ajutorul vostru ca să creștem acest canal YouTube. De ce puteți să vă abonați? Iată aici, iar mai multe videouri, cele mai bune emisiuni, cele mai independente știri, le puteți urmări chiar aici. V-am pupat și ne vedem în foarte scurt timp.